Bună ziua și bine ați venit pe canalul Prețuri la zi. Astăzi voi pregăti o rețetă de chec aperitiv. Pentru această rețetă avem nevoie de 6 ouă, 200 de grame șuncă presată sau mușc țigănesc, depinde ce aveți dumneavoastră prin frigider. 200 de grame de cașcaval, un ardei roșu, capia sau ardei gras, 100 de grame măsline fără sâmburi, 200 de grame ciuperci, pe care le vom tăia cu bulețe și le vom căli. Un praf de sare, 200 de grame de făină albă de grâu și un praf de copt. Din ingredientele precizate vor ieși 2 tăvi de mărimea unei tăvi de chec și le vom lăsa la cuptor aproximativ 40 de minute. Acum tăiem bucățele ingredientele menționate mai sus. Batem ouăle. Adăugăm ingredientele mărunțite. Cașcavalul. Călite. Și făina amestecată cu praful de copt. Incorporăm bine făina. Am pus compoziția în tăvi, apoi le voi pune în cuptor. Lăsăm la foc mic până se coc, apoi facem testul cu scobitoare. Revin cu rezultatul final. Nu uitați să vă abonați. Mulțumim frumos pentru vizionare!